Lentila de contact cu Stelian Tănase. Dragi prieteni, bun găsit! Suntem iar la emisiunea noastră, Lentila de contact. De data asta avem și un oaspete. El este Dior. Are 6 săptămâni. S-a mai bine m-a procopsit Dumnezeu cu el și suntem foarte fericiți să-l avem. Dar mai avem unul. Dar văd că n-a apărut, cred că doarme, așa e ea, spune-ne, care se numește Chanel și undeva pe aici, pe trepte, doarme. Așadar, bun găsit, Stelian Tănase, Radio Classic, Des Report, la o nouă întâlnire, așa cum am spus deja, Lentila de contact. Vom vorbi astăzi despre un mare scandal, cel mai mare din secolul 20, derulat la Londra, fix în 1960. Este vorba despre un ministru, ministru apărării, i-au zis ce ministru sensibil, care e numit în ianuarie în guvernul majestății sale, condus de Harold Macmillan, liderul Partidului Conservator. Ca un făcut, la Londra debarcă la ambasada sovietică noul atașat naval. Deci era atașat militar, dar s-a ocupat de partea cu vapoarele, nu de hârtie, vapoare adevărate, submarine atomice, de-astea. Avea niște ocupații foarte serioase. Și făcea spionaj. MI5 a descoperit structura care protejează Marea Britanie. L-a avut pe liste că este un spion sovietic trimis deci în misiune. De obicei, atașații militari sunt spioni oficiali, să știe. Putem să spunem că avem substanțele pentru un cocktail exploziv, dar ne mai trebuie un ingredient. Dama. Bineînțeles că apare și dama, Christine Keller, 19 ani, dansatoare Dalea, adică striptease, partuze, tot ce cere clientul, foarte tânără, foarte frumoasă, o să o vedeți în poze. Și lucrul chiar se întâmplă. Deci ministrul apărării, noul ministru al apărării, John Dennis Profumo, are un nume italian pentru că se trăgea dintr-o familie italiană, de fapt din Sardinia, încă din Evul Mediu, familie veche, aristocrat britanic, apropiat de casa regală și prieten cu, dacă poți să fii prieten, cu regina Elisabeta II. Frecventa lumea cea mai suspusă, avea și o avere foarte consistentă, avea talent la afaceri, dar și moștenise în domeniu, castele, cum se întâmplă. Ca să spun așa, n-avea grijă zilei de mâine. Domnul ministru se încurcă cu Christine Keller. Diferență de decenii între ei. Numai că această doamnă Christine Keller trăia și cu spionul sovietic Evgeni Ivanov. Și povestea se descoperă cum? În Parlamentul Britanic, un deputat în Camera Comunelor, de fapt, știți că au ședințe de interpelări. Ați văzut probabil în diferite filme sau jurnale de actualități, cam cum se procedează în Parlamentul Britanic. Eu am fost acolo și am văzut și mi-am fost foarte amuzant. Se ridică liderul opoziției, în cazul de față Camera Comunelor în opoziție se afla Partidul Laborist, și adresează întrebări miniștrilor, membrilor guvernului, adică, sau parlamentarilor partidului de la guvernare, adică în cazul nostru Partidul Conservator, Tory, să mai spune, Whig erau în opoziție și Tory erau la putere. Și una din întrebări este adresată lui John Dennis Profumo și ea privea adulterul. Profumo avea și o foarte frumoasă soție, actriță celebră de teatru, și întrebarea a stârnit stupoare, pentru că părea că au un menaj fericit, erau și potriviți, mă rog. Doamna era de calitate, el nu mai vorbesc, aristocrat. El neagă. Ministrul neagă care avea vreo relație extraconjugală, mai ales cu o domnișoară tânără. Numai că presa, care a prins în felul ăsta subiectul, presa nu aflase nimic. Începe să sape. Așa și-au spus ei, trebuie să știe ceva. Și începe să sape în viața lui personală, începe să aibă cozi, paparații, care să, așa, persoanele despre care s-a pomenit sunt ce să fie urmărite de jurnaliști. Și la un moment dat apare anunțul într-un tabloid că va publica în serial confesiunile doamnei Christine Keller, domnișoarei Christine Keller, despre viața ei amoroasă. Și în acest context
John Denis Profumo, ministrul apărării, este poftit în Parlament să dea explicații. Chemat la audier, cum se spune, oficial. Dar atunci a fost o întrebare din sală. Pe data de 5 iunie 1960 și 1, da? Nu, 60, pentru că în ianuarie a fost numirea lui ca ministru și a venit la Londra și Evgeni Ivanov, spionul sovietic, colonel, foarte rutinat, experimentat în a face spionaj și a obține, de a culege informații tehnice, militare. De asta și a fost trimis la Londra, care este o capitală foarte solicitantă, dar și foarte de interes. De data asta, John Denis Profumo, în fața Camerei Deputaților, recunoaște că a mințit Parlamentul. Da, este adevărat ce s-a spus, ce s-a insinuat. Am într-adevăr o relație extraconjugală și am mințit Parlamentul din diferite motive. În aceea zi își dă demisia din Parlament și ca membru al Guvernului. În momentul ăsta afacerea a explodat. Toată lumea scotocește în cariera sau ce face Evgeni Ivanov la Londra. Toată lumea vorbește despre viața amoroasă a domnișoarei Keller, șirul de amanți pe care îi frecventează. Toată lumea observă că duc o viață de partuze, de chefuri, de orgii și de tot felul de relații. Problema este evident că în acest moment cariera lui John Profumo este terminată, s-a compromis, dar atenție! Scandalul a fost de fapt și că presa, scriind despre acest scandal, scria despre establishmentul britanic. Fiecare articol era ca o palmă dată lordilor, conților, miniștrilor, membrilor Parlamentului și așa mai departe. Deci asta era lumea care conducea Anglia? Așa se pune întrebarea. În această promiscuitate trăiesc oamenii care ne conduc și ne reprezintă? A fost un scandal imens, iar presa care abia așteaptă sânge, nu? S-a năpostit. Este aici, în acest scandal, un personaj foarte interesant, doctorul Stefan Worm, medic osteolog, la care cele două domnișoare, Keller și prietena ei, Davis, locuiau. El le-a oferit găzduire pe gratis, dar în această casă organizau de obicei orgii, partuze, chefuri. Aici era placa turnantă a întregului grup. Se vorbește de pildă despre o mare petrecere la castelul Lordului Essen, unde cele două domnișoare s-au aruncat goale în piscină. Era cam cald, știi, adică venise căldura puternică și ele au vrut să se răcorească puțin cu mijloace mai puțin convenționale. S-a povestit despre asta, presa a vuit, acolo era totuși reședința unui lord, membru al Camerei Lordzilor. Nu era oarecine, nu era un sportiv care a făcut bani în 2 ani dând cu piciorul în minge și a făcut și el piscină, ca cum fac la noi cocalarii. Așa zis și oameni de afaceri, nu? Aici erau bani vechi. Familia lordului respectiv era de sute de ani acolo. Discuția a fost foarte mare, dar atenție, toată discuția era despre statutul acestui establishment britanic în care se întâmplau, iată ce lucruri groaznice. Autoritatea establishmentului scade la zero, se pun tot felul de întrebări la care nimeni nu vrea să răspundă. Poliția preferă să facă arestări. Iar prima victimă este chiar acest doctor Worm. Se face proces, este condamnat la 8 ani pentru proxenetism. Foarte interesant. Acolo era o placă turnată de spionaj, de prostituție, de tot ce vrei. Proxenetism. Adică le vânduse pe fete, ceea ce era adevărat, le plasa acolo și acolo. Se pare că era impotent și era voyeurist. Îi plăcea să vadă cum alții fac sex. De asta le ținea în jurul lui. Este unul din motivele invocate în presă. Au fost și altele, dar cred că trebuie să ne întindem pe acest subiect. Primește 8 ani de pușcărie, mai făcuse 3 pentru că era arestat, era mai din urmă, și
după câteva zile este găsit în stare de agonie, în comă, luase un somnifer puternic, nambutal sau nembutal, mai curând, este dus la spital și nu supraviețuiește. După câteva zile moare în spital. E bine, moartea acestui Ștefan Orm, care știa de fapt totul, el aranja, el era marele combinator, era Osta Benderu de pe Tamisa, știi? Care organiza toate chefurile, relațiile, cuplajele, cine cu cine, etc. E bine, moartea lui a fost primită cu mare ușurare, pentru că se ducea în mormânt fără să vorbească. Închipuiți-vă ce ar fi însemnat să continue procesul și el să trebuiască să răspundă judecătorului la întrebări. Nimeni nu dorea asta. Nimeni nu dorea asta. De altfel, cu câteva zile înainte de această situație, s-au tras niște focuri de armă asupra locuinței lui, unde locuiau cele două farfuze. Era un doctor important, avusese, așa părea, un doctor miraculos, era osteolog. Făcea masaje și te făceai bine. Sinatra a fost clientul lui, Winston Churchill, la o vârstă, nu? Anii 50. Se purtase foarte bine în război, da? Și după aceea se apucase de, așa zisul, carbinet minune, îndrepta oase. De fapt, era un proxenet care livra dame unora și altora pe ochi frumoși și cred că nu pe gratis. Dar cred că mai se întâmpla ceva și asta a fost partea întunecată a poveștii. Era vorba de informații. Se culegea informații pentru că cei care erau clienții acestui loc erau miniștri, erau membri ai Parlamentului. Deci cine venea aici venea ca să plece urechea. De pildă, tovarășul Ivanov. Deci lucrurile au fost foarte încurcate și au fost foarte multe interese ca să se pună Batista pe țambal, să se închidă acest proces. De ce? Pentru ca presa să înceteze să scormonească, pentru că în fiecare zi ieșea câte o tiribombă. În fiecare zi se mai afla câte o complicitate, câte un mic scandal în scandal, câte o nouă intrigă legată de acest mediu, adică Lordul Acton, Astor, mă iertați, Astor cum e câinele meu, Stefan Orm, doctorul, cele două gagicuțe, Evgeni Ivanov văzut peste tot în locurile unde n-ar fi trebuit să fie un spion sovietic, ca să spunem așa, etc. John Profumo dispare de pe firmament, face un pas înapoi și toată viața lui, trebuie să vă spun, spre lauda lui, a trăit în această umbră, ajungând la sfârșitul vieții chiar să aibă să bucure de o anumită considerație, pentru că și-a plătit datoria într-un fel. Aceasta este povestea celui mai mare scandal politico-erotico-spionaj din societatea britanică în secolul 20. Și asta se vorbește despre. Dacă veți intra, de pildă, și vă sfătuiesc pe Google, veți găsi milioane de poziții despre acest scandal, care a avut ramificații uriașe și care a fost tins, să zic eu, la timp, pentru a nu ieși lucruri și mai urâte la suprafață. Numai bine, pe curând, ne vedem săptămâna viitoare cu siguranță. Radio Classic. Un radio în culori.